ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i treabă nimica, numai pradul să-i legat. Azi e ziua mamei mele. Valentina, bună ziua! Bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, cu ocazia zilei de naștere, avem această frumoasă surpriză pentru dumneavoastră. Așa, o floare. Poșa cu fructe. Așa, un tort și o șampanie. Ia să vă întreb, cum credeți, de la cine e surpriza? De la fiica Olga. Da, avem și o felicitare și dăm citire. Scumpa și draga noastră mamă și bunică, vrem și noi să te felicităm cu prirejul zilei de naștere. Îți dorim tot binele din lume, să ai parte doar de clipe senine, momente cât mai frumoase și pline de bucurii. Să fii mereu tânără, frumoasă, sănătoasă, iubită, stimată, prețuită, înconjurată doar de persoane dragi sufletului. Îmi pare foarte rău că nu putem fi și noi acolo lângă tine în acest moment important din viața ta. Dar să știi că cu sufletul și gândul suntem acolo lângă tine. Te iubim nespus de mult și îți mulțumim că existi în viața noastră. Noi îți simțim lipsa enorm de mult și îți ducem dorul în fiecare zi. Te cuprindem cu mult drag de aici, din depărtare, și îți urăm un sincer la mulți ani din partea fiicei Olga și nepoții Cătălin, Ionuț și Mihăiță. Îmi pare rău că nu ești alături de voi. Îți dorim răbdare, putere. Mulțumim!